Dale. Am un pic să mă baricadez eu. Wow. Ai ieșit la zbor? Da, au ce loc frumos aici. Stai să... Îți aduce mie fiera. Nu, e zbor de curățire. Acolo are ceva albină fie picat pe jos. La noi e regulă. Asta e regulă. Da, e pică, pică. De ce să pleci? Da, dacă stai în spatele stupilor, nu o să spățești nimic, mai ales că ai mască. Da, și iar operatorul e Lucian. Lucian, poți să vii încoa. Da? Să se vadă aici ce frumos au reșit, acum simt căldura și au reșit să-și curățe intestinele. Da? Și bine că nu mai este zăpadă. Asta e stupul 25. E tot celebru. Scuze că te duc în fața camerei. De ce? E celebru. Ăsta l-am avut ca exemplu vis-a-vis de restartare. Lui am oferit un tip de îngrijire diferit și la alții, dar la ăsta ca exemplu. Ăsta e restartat pe... poți să te apropii pe poziția asta. Așa, e ok acolo. Cum îl iernez eu capacul. Nu cred că n-am pus nimic la capacul acesta, carton, absorbantele au fost pentru tratarea cu acid formic. Așa, folia, stai tati, așa, folia, și aici a fost turta proteică, cât au păpat din ea. Acesta este stupul respectiv. Sunt acum 8 rame. El a avut 11 rame, clădite numai de el. Ce a spus de mâncare aici? E o turtă proteică produsă de firma Cirast de la Dulcofruct. Un locțuitor de polen. Și acum albine ies afară ca să-și libereze intestinele. Așa, punem folia la loc. Alea de acolo de jos, ce, sunt moarte? Da, au murit. Acele sunt albine moarte. Este o mortalitate, trebuie să o să recoltez și să văd de ce este. Pot să fi fost albine înțepate de varoa, pot să fi fost albine care deja aveau viroze, nu știu. Dar dacă au numai plasa aia, nu li frig iarna? Nu, albina nu moare de frig. Albina moare de hrană proastă. Dacă lipsă hrană sau hrană proastă, atunci moare albina. Haideți să trecem pe partea aceasta, doar cameramanul rămâne pe partea din față, pe el să-l începe albinele. Da, mersi. Da. Uite ce am aici. Uite mine. Și-o zicei. Da, a uitat sub capac. Uite ce am eu aici. La căldurică. Bine că l-ai ce mi-au distrus tot ăsta. Wow. Uite ce mi-a făcut. De ce sunt așa rece? Au avut mâncare. Au găsit cal și au invadat stupul, l-au distrus. Chiar? Și mănâncă din stup. Da. Asta l-au distrus. În ce sens? Ce înseamnă că l-au distrus? M-au foarte puțin albineci. L-au deranjat. Chiar? Așa. Trebuie să pui așa, să las albine să se răsfire și pe urmă. Ai. Și asta a fost un bun. Mamă, ce lucrat. A lucrat. S-a găsit și eu doi la mine. Ai. Dar pe unde ori intrat? Ori găsit undeva o gaură. Cu vie în partea de jos.
Da, la cate a fost o suc chiar bun. Nu omoară, e interesant și albinele, nu spune șoarece ăștia. Când sunt în ghem, nu. Când sunt în ghem, nu. Dacă îi prind acum, acum dă căldura, dar ei se refugiaseră sus în capac. Am sângit albinele că iasă la căldură. Unde intră albinele astea cum combina acolo? În partea de jos. Ce-i miere sau ce-i? Sirop. Sirop pe care o să-l arunc acum. Nu mai are importanță. Și tot aici, în partea de jos, iamu. Și asta e toată proteica. Mi-era doar de înțepătura și parcă mi-e greu să sacrific o albinuță să mă înțepe. Unde intră soarecul ăla? Pe gaură? Pe unde ori intrat de ai? Da, pe ordeniș. Și pe unde intră albinele? Da. A intrat de mic și... Nu, a intrat acum, când o dată... Ori depus eu? Nu, ce să depun asta? Trebuie să o pape de aici, să ducă cuib. Găsesc albină multă picată jos și aia nu-mi place. Uite și aici. Dar aici nu mai este. Astea au mâncat bine. Ele, având miere, consumă mierea și o transformă în căldură. O mănâncă? Da. Deci ele fac mierea și o mănâncă? Este un suc frumos. Cam așa ar trebui starea de unul. Nu sunt multe moarte jos. Nu, nu sunt, că de-aia am multe. Diferă albinele din România, de ele din Franța? Da, da, diferite. Da, da? Sunt rase diferite. Câte rase sunt? Franța nu mai au albina nativă. O albină care trebuie selectată economic. Așa, acum la noi în România este chestia asta cu carpatina, cu albina noastră, dar de fapt albina noastră, plus studiile genetice, arată data de care trebuie. Să vor încăzi de pe mine, că sunt negru. Dacă e nu trebuie, că acolo te privești. Deci ai tot pe câteva albine, astea pe câteva albine. Asta e carpatina?
Carpatina? Păi alea erau mai agresive, nu? De asta am zis. Și cum le știți? Care e diferența între culoare, comportament, măsurător de aripioară? Da? Și ăsta ce soi? Unul de-al nostru. Cam cât rezistă o familie din asta? Cât trăiește? Dacă într-o zonă de munte, și nu are chimizarea care este aici, n-ar trebui să aibă probleme și să aibă perfectitate 2-3 ani. Dar... Da. În care tu se îngrijești?